A mea iubire și mântuire îmi este Domnul de-a pururea. Cu El sunt mântuit, cu El sunt fericit, cu El vreau să rămân de-a pururea. Cu El sunt mântuit, cu El sunt fericit, cu El vreau să rămân de-a pururea. El pentru mine, printre suspine, cu-nun de spin, El a suferit. Cu El sunt mântuit, cu El sunt fericit, cu El vreau să rămân de-a pururea. Cu El sunt mântuit, cu El sunt fericit, cu El vreau să rămân de-a pururea. Din grea pierzare, din rănea mare, prin a Lui moarte m-a mântuit. Cu El sunt mântuit, cu El sunt fericit, cu El vreau să rămân de-a pururea. Cu El sunt mântuit, cu El sunt fericit, cu El vreau să rămân de-a pururea. A Lui iubire întreaga-n fire, în fericire El ne-a schimbat. Cu El sunt mântuit, cu El sunt fericit, cu El vreau să rămân de-a pururea. Cu El sunt mântuit, cu El sunt fericit, cu El vreau să rămân de-a pururea. Și la răbdare cu ascultare să trec prin toate, El m-a învățat. Cu El sunt mântuit, cu El sunt fericit, cu El vreau să rămân de-a pururea. Cu El sunt mântuit, cu El sunt fericit, cu El vreau să rămân de-a pururea. Calul face partea Lui, la căruță dacă-l pui, dragi copii și voi să știți, partea voastră s-o împliniți, dragi copii și voi să știți, partea voastră s-o împliniți, partea voastră s-o împliniți. Cal aleargă drum întins, fără să se dea învins, alergați și voi cu avânt, drumul ascultării sfânt, să alergați și voi cu avânt, drumul ascultării sfânt, drumul ascultării sfânt. De părinți de Dumnezeu, ascultați copii mereu, căci atunci când ascultați, veți fi binecuvântați, căci atunci când ascultați, veți fi binecuvântați, veți fi binecuvântați. Amin. Că nu te teme, Domnul e păstorul tău, urle lupilor ce vreme și furtună jur de argeme. Dar de tine nu te teme,
Nu se atinge niciun rău, nu se atinge niciun rău. Nu te teme, nu te teme, nu te atinge niciun rău. Căci puterea lui e mare și iubirea lui e foc. Cine ar mai putea sub soare viața ta să ți-o doboare, când în mâna lui cea tare tu rămâi în orice loc. Tu rămâi în orice loc. Mâna-i tare, mâna-i tare, te-a păzit în orice loc. Deci alungă gând de teamă și de el să te alipești. El ți-e tată, el ți-e mamă, tu ascultă-l când te cheamă, și din calea lui ia seamă, pașii tăi să nu-i clintești, pașii tăi să nu-i clintești, să iei seamă, să iei seamă, pașii tăi să nu-i clintești. În curând sfârșești cararea cea de trudă pe pământ, roada Duhului răbdarea își va înceta lucrarea și va începe sărbătoarea veșnică în cerul sfânt, veșnică în cerul sfânt. Sărbătoarea, sărbătoarea fericită în cerul sfânt. De-a fi rău și bine, mai înainte de-a le lumii temeli, ale mele zile toate au fost în tine, cu ale lor dureși, sfinte bucurii. Ale mele zile toate au fost în tine, cu ale lor dureri sfinte bucurii. Tot ce-ai rânduit tu, viața mea să vină după planul tău cel sfânt e cântărit, ca să aduc în mine veșnica lumină, cum e-n tine veșnic Domnul meu slăvit. Ca să aduc în mine veșnica lumină, cum e-n tine veșnic Domnul meu slăvit. Sfânta și-ndurată este a ta lucrare, minte s-o înțeleagă, nu e pe pământ, căci din întuneric ururi arăsare, soarele nădejdii mai frumos și sfânt.
întuneric, pururea răsare, soarele nădejdii, mai frumos și sfânt. Întărește-mi astăzi pacea și credința, să rămân statornic în durerea grea, când cercări și chinuri ce-mi străpun ființa, trecând-i prin mine, prin ființa ta. Când cercări și chinuri ce-mi străpun ființa, trecând-i prin tine, prin ființa ta. Haideți să citim din Iov. Am meditat săptămâna trecută la cartea Iov. Am citit multe capitole din ea. Și astăzi aș vrea să citesc din câteva din ele. În Noul Testament, Apostolul Iacov ne amintește de o cheie pe care putem să o folosim atunci când descuiem și când vrem să înțelegem Scriptura. În Iacov 5, cred că, zice: frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. În Iov 29 o să citesc, dar înainte de asta vreau să leg un pic cartea Iov, felul cum o înțelegem și felul cum Domnul Iisus a explicat Scripturile. Este felul cum trebuie să ne apropiem și noi de Scripturi. Dacă înțelegem altfel decât Domnul Iisus, e o mare problemă, se numește răstălmăcire. Sau să folosești o unealtă la ce nu-i dat să fie folosită. Și sunt meșteri nepricepuți care fac asta. Cuvântul lui Dumnezeu este o sămânță, cuvântul lui Dumnezeu este o unealtă, cuvântul lui Dumnezeu este o armă. Cuvântul lui Dumnezeu este o mâncare, cuvântul lui Dumnezeu este apă. Cuvântul lui Dumnezeu este pentru fiecare nevoie a noastră, vom găsi, este și un medicament, vom găsi ceva în Cuvântul lui Dumnezeu pentru starea noastră. Este o oglindă a sufletului nostru și când privim în oglindă, așa cum am spus de mai multe ori, ne vedem pe noi. Și pentru că noi suntem făcuți din două părți, omul vechi și omul nou, vedem și omul vechi și omul nou. În noi vedem și omul vechi și omul nou în Scriptură. Și prin Iov îl vedem pe omul cel nou. Frații mei, Iacov 5 cu 10 amintește despre Iov. Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Și pe urmă continuă. Iată, noi numim fericiți pe cei care au, pe cei ce au răbdat. Și amintește pe unul singur. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. De aici deducem că și Iov a fost proroc, pentru că Iov a vorbit în pilde. Toți prorocii vorbeau în pilde. Și Iov a reprezentat în viața lui pe Domnul Iisus Hristos. Mai mult decât atât, Iov a reprezentat în viața lui omul cel vechi, care în cazul lui Iov a fost un om înțelept, un judecător care stătea la poarta cetății și în fața lui toată lumea tăcea, un om stimat, un om respectat, un om bogat, un om care a făcut mult bine și totuși era omul cel vechi. Am putea zice că imaginea lui Iov înainte de catastrofa vieții lui era o imagine desăvârșită. Și noi ne construim o astfel de imagine și o astfel de stare și am putea să zicem că suntem buni în ochii noștri, ne privim și zicem că totul e ok. Dar nu știm ce ședințe se fac în cer cu privire la noi
pentru că viața lui Iov a fost cu totul schimbată în momentul în care Dumnezeu a îngăduit ca Iov să fie o imagine pentru lume, pentru îngeri și pentru oameni. Noi suntem oamenii care privesc viața lui Iov. Dar au fost îngerii care au privit viața lui Iov. Și noi suntem oamenii care învață din lecția pe care Dumnezeu a dat-o îngerilor și oamenilor și la rândul nostru, îngerii ne privesc pe noi. Noi suntem un fel de alți Iov. Și e bine să înțelegem lucrul acesta, pentru că la un moment dat se va face o ședință cu privire la noi în ceruri și Satan va introduce o cerere și va zice: vreau să te atingi de viața lui Dan sau de viața lui Aaron, Naomi, Andy, cât suntem, Lilia, cât suntem aici, viața fiecăruia. Și va zice: atinge-te numai să vezi tu cum te va blestema. Și Iov zice, Dumnezeu zice: da, voi să te atingi. Și zice Domnul Iisus lui Petru: Satan a făcut cerere cu privire la voi, dar eu m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința. Și vedem că Petru, viteazul Petru, s-a dus și în fața unei slujnice s-a lepădat, în Ghețimane a fugit. Au fost tot felul de situații. Și până la urmă, credința a biruit. În viața noastră, privind cuvântul lui Dumnezeu, ne vedem pe noi în cele două ipostaze. În ipostaza omului vechi, stimat, respectat, lăudat, licențiat, felicitat, respectat, slăvit. Și vedem viața după ce Dumnezeu îngăduie să numim catastrofă, să numim dezastru. Dar nu-i bine să numim așa. Pentru că atunci când Apostolul Pavel vorbește corintenilor, zice: nu vreau să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos. Și în multe situații și astăzi se predică tot așa. Dar acolo continuă puțin diferit. Pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Mă propoveduiem Christa Raspiatovo. Scrie în bisericile rusești. De multe ori scrie. Acum nu mai scrie. Nici în alea românești nu mai scrie. Noi propovedim pe Hristos cel răstignit sau ca răstignit. Pentru că a predica pe Hristos ca răstignit înseamnă a predica lucrarea crucii în viața cuiva. E mai mult decât a stima pe Dumnezeu, a slăvi pe Dumnezeu, a vorbi de Dumnezeu. Înseamnă a trăi viața Fiului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, care este bun și iubitor, ne-a lăsat în Scriptura Lui exemple de viață a Fiului lui Dumnezeu crucificat înainte de crucificarea Lui, ca să poată să spună mai târziu Iisus Hristos, care a fost răstignit de la întemeierea Lui. A fost răstignit în viața lui Abel. A fost răstignit în viața lui Iona. A fost răstignit în viața lui Moise, în viața lui Avram, în viața lui Isaac, în viața lui Iacob, în viața lui Iosif, în viața lui Elisei, în viața lui Hristosul răstignit în viețile prorocilor. Sunt o imagine atât de vastă, atât de cuprinzătoare, încât noi astăzi nu ne ajung mie în 4700 zile până la 70 de ani să-mi țină Dumnezeu mintea, dar știu că nu-mi va ține puterea ca să am acea disponibilitate ca să prind toate aspectele acestor imagini. Pentru că sunt mult mai mult de 4700 de pilde în Vechiul Testament. Că un singur verset cuprinde o singură pildă, o singură asemănare cu creația. Și te poți gândi la ea o zi întreagă. Și nu-ți ajung zilele ca să vezi toate aceste imagini ale Hristosului răstignit. Le vedem în creație. Prin fiecare fruct care putrezește ca să iasă la iveală sămânța. Prin fiecare ou fecundat și clocit și hrănește puiul acela încât știați că puiul de găină iese din ou cu hrană în stomac pentru o zi? Cu hrană păstrată în stomac pentru o zi. Și alte lucruri care pe mine, cum am trăit la țară, la fermă, m-au fascinat. Am văzut biboriță născând, nu odată. Și vițelușul care iese din bivoliță, după ce bivolița se întoarce repede cu capul și îl curăță imediat, se ridică în picioare și umblă. Am fost în pădure să aduc bivoliță care născuse.
fătasă, da? Și la, de la 5 km aproape distanță a venit vițelul în urma ei imediat după naștere. Un lucru miraculos care ne fascinează. Dar Dumnezeu a îngăduit ca omul să umble după un an, să învețe să trăiască după 20 de ani, să fie matur, să se descupere mintea. Pentru că acestea sunt procese pe care Dumnezeu le-a îngăduit ca să le trăim, să ne fascineze creația și planul Lui. Iov a fost un exemplu al Domnului Iisus Hristos răstignit. Una din cheile pe care Cuvântul lui Dumnezeu ne le-a pus la dispoziție și ne le-a arătat ca să descuiem știința aceasta, camera aceasta a științei planului Său, a folosit-o Domnul Iisus pe Emaus când a spus ucenicilor și începând de la Moise și de la toți prorocii, le-a arătat în toate scripturile lucrurile cu privire la El. Noi avem cheia aceasta și timpul și privirea mai de ansamblu decât a fost pe Emaus de a vedea lucrurile din proroci cu privire la Domnul Iisus. Și mai avem ceva, mai avem încă un lucru absolut evident, felul cum apostolii au interpretat Vechiul Testament. Avem cartea Romani, avem cartea Evrei, care foarte clar se ocupă de înțelegerea Vechiului Testament în felul Domnului Iisus. Și avem toate celelalte cărți din Noul Testament care ne arată felul în care Domnul Iisus îi învăța pe ucenici cu privire la planul Său. Și acum vreau să stărui asupra acestui lucru, citim și o să explic. O să mă opresc, ca să nu mai citesc o dată, să mă opresc în timpul citirii. În primul rând, capitolul 99 este o parte din viața lui Iov, după ce în 28 vorbește despre creație, 29, viața lui Iov înainte de cruce. Iov a luat din nou cuvântul în pilde și a zis: oh, cum nu pot să fiu ca în lunile trecute, ca în zilele când mă păzea Dumnezeu, când candela Lui strălucea deasupra capului meu și lumina Lui mă călăuzea în întuneric. Cum nu sunt ca în zilele puterii mele, când Dumnezeu veghea ca un prieten peste corpul meu. Mă opresc. Veghea ca un prieten. În foarte multe locuri în Scriptură vorbește despre prietenie. Și zice într-un loc un lucru delicat: nu părăsi pe prietenul tău și pe prietenul tatălui tău. Dacă noi zicem lui Dumnezeu Tatăl nostru, prietenii pe care ne informăm trebuie să fie prietenii tatălui nostru. Și despre unul zice clar cuvântul: Avram, prietenul meu. Cine ascultă de Dumnezeu este prietenul lui Dumnezeu. Și zice cuvântul: împrietenește-te cu Dumnezeu. Omul, inima omului tânjește după aprobare, tânjește după prietenie. Așa de repede se împrietenește cu ăla care îl aprobă și care zice: bravo, ești minunat, faci foarte bine. Și foarte de multe ori se înșală. Eu cum am aproape 60 de ani și pot să-mi număr prietenii falși cu zecile. Au fost și situații mai speciale. Dar de fiecare dată am fugit din nou la prietenul adevărat. Și niciunul n-a fost mai atrăgător și mai lipici ca și prietenul tatălui meu. Și prietenii tatălui meu sunt cei din Scriptură. Iov, Avram și mai departe. Dumnezeu veghea ca un prieten peste corpul meu. Când cel atotputernic încă era cu mine și când copiii mei stăteau în jurul meu, când mi se scăldau pașii în smântână și stânca vărsa lângă mine pâraie de unde lemn, când ieșeam, dacă ieșeam să mă duc la poarta cetății și dacă îmi pregăteam un scaun în piață, tinerii se trăgeau înapoi la apropierea mea, bătrânii se sculau și stăteau în picioare, mai mari își opreau cuvântările și își puneau mâna la gură, glasul căpetenilor tăcea și le se lipea limba de cerul gurii, urechea care mă auzea mă numea fericit, ochiul care mă vedea mă lăuda. Opresc aici. Iov era judecător în cetatea unde locuia. Pentru că spune mai departe, pentru că îi se aduceau pricini la judecată și el le rezolva. Deci a fost un om înțelept, care a fost stimat de societate și a fost judecător al cetății în care locuia. Versetul 12. Căci scăpam pe săracul care cerea ajutor și pe orfanul lipsit de sprijin. Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine,
umpleam de bucurie inima văduvei, mă îmbrăcam cu dreptatea și slujam de îmbrăcăminte, neprihănirea îmi era manta și turban. Orbului îi eram ochi și șchiopului picior, celor nenorociți eram tată și cercetam pricina celui necunoscut. Rupeam falca celui nedrept și îi smulgeam prada din dinți. Deci, opresc aici. Administra dreptatea. Parte din administrarea dreptății este să faci bine, dar de multe ori trebuie să faci rău celui care face rău. Adică, trebuie să te porți cu asprime cu un Domn Iisus care a luat biciul la cei care profanau templul prin comerț, este de neînțeles pentru cei care astăzi fac același lucru. Și de acolo nu se predică. Despre un Iisus care ia biciul nu se predică. Dar Iisus este acel care a înviat și a plâns lângă mormântul lui Lazar și a înviat și a plâns lângă fiul văduvei din Ain. Este același Iisus care a luat biciul în templu. Și noi nu putem predica un Iisus numai o jumătate de Iisus. Un Iisus care să fie cum vrem noi. Un Iisus, cum spunea cineva, Dumnezeu drăguțul. Un domnuleț Iisus care face numai bine și care nu ia biciul niciodată. Rupeam falca celui nedrept și smulgeam prada din dinți. Atunci ziceam, în cuibul meu voi muri, zilele mele vor fi multe ca nisipul. Apa va pătrunde în rădăcinile mele, roa va sta toată noaptea peste ramurile mele. Slava mea va înverzi neîncetat și arcul îmi va întineri în mână. De multe ori noi, când mai ales în tinerețe, ne facem planuri. Și planurile noastre toate au o singură culoare. Roz. Ne gândim cum va fi și încercăm să evităm părțile, petele negre, să facem slalom prin viață. Și culoarea planurilor noastre este roz. E o carte roz, ca și cărțile astea de copii care, de cu care se joacă. Dar roz e pink. Mila. Culoarea preferată la mulți copilași. Pink. Și așa era și eu. Și așa suntem și noi. Când gândim așa. Oamenii mă ascultau și așteptau, tăceau înaintea sfaturilor mele. După cuvântările mele, niciunul nu răspundea și cuvântul meu era pentru toți o rouă binefăcătoare. Mă așteptau ca pe ploaie, căscau gura ca după ploaia de primăvară. Când li se muia inima, le zâmbeam. Și nu puteau izgoni seninătatea de pe fruntea mea. Asta e un lucru care de multe ori l-am citit. Tatăl meu a fost o pildă de astfel de om care nu avea încrețituri între sprâncene. Pentru că a fost un om care nu gândea într-un fel care să-l doboare îngrijorare. Întotdeauna avea, dintre multele planuri, avea o soluție. Și mergea pe drumul acela. Și nu, nici până pe patul de moarte nu i-a alungat seninătatea de pe frunte. Îmi plăcea să mă duc la ei și mă așezam în fruntea lor. Eram ca un împărat în mijlocul unei oștiri, ca un mângâietor lângă niște întristați. Deci, duhul unui om optimist, înțelept, bogat, care găsea rezolvare și judeca bine. Și care se aștepta ca să fie totul bine. Dumnezeu a pregătit acest Iov, pe acest Iov ca imagine pentru acest celălalt Iov. Pentru ăsta de astăzi. Pentru Iovul din mine. Când mă uit la Iovul din Scriptură, văd pe Iovul din mine. Așa gândea el. Dar poate că noi n-am fi știut cum gândește el dacă n-ar fi venit crucea peste el. Cum n-am fi știut cum gândea Acan și ce a făcut când și-a ascuns averea prada în cort, sau cum gândea Gehazi când a fugit după Naaman, sau alte situații ascunse. Dar Cuvântul lui Dumnezeu descoperă gândurile inimilor. Și versetul 1 din capitolul 30 începe așa. Și acum. Și acum citim viața lui Iov după ce crucea lui Hristos intră în viața lui. Și aici trebuie să ne punem și pe noi. Pentru că dacă nu, atunci când va veni crucea, că la un moment dat ne vom ruga, Doamne, vreau să semăn cu tine. Vrei să semeni cu mine? Citește Isaia 5:3. Dacă vrei să semeni. Vreau să fiu ca tine. Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Un Hristos onorabil, un Hristos respectat, un Hristos stimat, un Hristos care câștigă bani din ce vorbește chiar. Ăsta e Hristos fals. În numele Domnului Iisus vă spun. 100% cineva s-a îndepărtat
la distanță astrală de gândul banilor, din vorbitul despre Dumnezeu, acela nu cunoaște pe Hristosul răstignit. Cunoaște un Hristos ca Iov înainte de cruce. Eu mulțumesc lui Dumnezeu că am avut în viață oameni care mi-au spus, aveam sub 20 de ani, cu destul de mult, și omul care mi-a spus avea bine peste 60 și era pastor ordinat. Și îmi zice, în viața mea n-am luat un leu de la nicio biserică. În secunda 2, am zis, așa o să fiu și eu. Pentru că era zidar și și-a trăit din meseria lui, din viața, din munca lui. Și a fost un exemplu. El a murit de mult, dar exemplul trăiește în mintea mea și în mințile multor oameni. Pentru că am mai întâlnit, nu numai pe el, am întâlnit și pe alții. Și acum am ajuns de râsul și acum trebuie să vedem viața Hristosului răstignit. Domnul Iisus, nu cel care a înmulțit pâinile și care a făcut pescuirea și care a vindecat bolnavii, ci Domnul Iisus după ce a alungat pe vânzătorii din templu și după ce a fost legat de Iuda și de aprozi și a fost dus la răstignire. Viața Domnului Iisus s-o suprapune peste viața lui Iov de aici și să dea Dumnezeu să fim vrednici să o putem suprapune și peste viața noastră. Pentru că nu toată lumea este... Nu toată lumea zice, Doamne, vreau să iau crucea ta. Unii zic, nu vreau, eu vreau asta. Dacă Iov era nedrept și șmecher și așa, se făcea ședință în cer pentru el. Nici pomeneală, au mai fost atât șmecheri în lume. Și-au murit necunoscuți și nu au făcut Satan și cu Dumnezeu ședință pe tema lor. Și nici despre alții care fac așa, nu se face ședință în cer. Mor de moarte bun. Și acum am ajuns de râsul celor mai tineri decât mine, pe ai căror părinți nu-i socoteam vrednici să-i pun printre câinii turmei mele. Și acum este o descriere a oamenilor care îl batjocoreau pe Iov. Erau niște oameni de cea mai joasă, boschetarii vremii de atunci. Citim puțin despre ei. Dar la ce mi-ar fi folosit puterea mâinilor lor când ei nu erau în stare să ajungă la bătrânețe? Sfrijiți de sărăcie și foame, fug în locuri uscate, de multă vreme părăsite și pustii. Smulg ierburile sălbatice de lângă copăcei și n-au ca pâine decât rădăcina de Bucsău. Sunt izgoniți din mijlocul oamenilor, strigă lumea după ei ca după niște hoți, locuiesc în văi îngrozitoare, în peșterile pământului și în stânci. Urlă printre tufișuri și se adună sub mărăcini. Ființe mărși, aveți și disprețuite, sunt izgoniți din țară. Deci aceste versete descriu cei mai de jos oameni din țară, un fel de homeless, un fel de oamenii care n-aveau, erau cea mai joasă treaptă socială. Și acum, a doua oară, și acum, versetul 9, și acum, astfel de oameni mă pun în cântecele lor. Am ajuns de batjocura lor. Deci nu ăia de sus, și ăia citim ce-au zis cei trei prieteni al lui Iov și așa. Deci, batjocoritor, mângâietor supărăcior. Am ajuns de batjocura lor, mă urăsc, mă ocolesc, mă scuipă în față. Dacă citim despre Domnul Iisus, îl scuipau. Mă scuipă în față. Nu se mai sfiesc și mă înjosesc. Nu mai au niciun frâu înaintea mea. Ticăloșii aceștia se scoală la dreapta mea și îmi împing picioarele și își curesc cărări împotriva mea ca să mă piardă. Îmi nimicesc cărarea și lucrează ca să mă prăpădească. Ei, cărora nimeni nu le-ar veni în ajutor. Ca printr-o largă spărtură străbat spre mine, se năpustesc sub pocnetul dărâmăturilor. Aici mă opresc un pic, pentru că am vorbit de multe ori. Cred că și duminica trecută. Poate v-am plictisit cu imaginea aceasta a zidului spart. Imaginea zidului spart este imaginea crucii lui Hristos. De ce să fie zidul, cei care construiesc un zid și stau în spărtură? De ce să nu-l faci zidul întreg? De ce să faci zidul cu spărtură? Aici este așa. Ca printr-o largă spărtură străbat spre mine, se năpustesc sub pocnetul dărâmăturilor. Deci se dărâmă zidul și prin spărtură ei năvălesc spre mine. Când ți se dărâmă zidul vieții, protecția pe care ți-ai imaginat-o, se sparge în velișul acesta, ți-ai construit o stare, o situație, ca și când îți faci o cetate și dintr-o dată cineva dărâmă zidul și năvălesc în viața ta cei care te jefuiesc. Îți iau slava, îți iau
liniștează, iau pacea și așa mai departe, cum s-a întâmplat în viața lui Iov. Oamenii cei mai nevrednici, că dacă ar fi fost în urma unei judecăți, în urma unui raționament, dar era absolut niște ticăloși, ca și de fapt oamenii care și-au bătut joc de Domnul Iisus erau aprozii templului, niște mercenari care slujau, deși erau leviți, totuși slujau pentru bani, și soldații romani, care și ei erau plătiți cu soldă. Și erau niște oameni de joasă speță care își băteau joc. Nu și mari preoți își băteau joc, dar și cei de jos. Ce zice mai departe? Mă apucă groaza, slava îmi este spulberată ca de vânt, ca un nor a trecut fericirea mea. Și acum, a treia oară, și acum, mi se topește sufletul în mine și m-au apucat zilele suferinței. Este o imagine, o spun înainte, ca să putem face asocierea. Noi trebuie să suprapunem, că atunci când citim Scriptura, iarăși vă spun un principiu foarte ascuns al lui Dumnezeu. Nici o prorocie nu se tâlcuiește singură, căci oamenii au vorbit de la Dumnezeu în pilde. Dar ca să prindem un tâlc, trebuie să luăm pildele asemănătoare. Pentru că Dumnezeu a avut această delicatețe și această finețe de a așeza în același tip de pildă. Și Domnul Iisus a folosit acest principiu în mod excesiv. În viața Lui a copiat pilde din profeți. Să ne gândim doar la înmulțirea, transformarea apei în vin, care e o pildă total neînțeleasă de oameni. Dar dacă citim Ieremia, o înțelegem perfect. Vase de apă puse pentru obiceiul de curățire, toate vasele se vor umple cu vin, scrie Ieremia, profeția aceasta. Un principiu al înțelegerii Scripturii, să iei pildă lângă pildă care vorbește despre același lucru, le pui împreună și vei înțelege târgul mult mai bine. Așa cum vă mai spun un lucru din tehnica modernă, la un moment dat am fost foarte interesat de imprimantele 3D. Și am dus la București la un târg, am petrecut o zi numai cu firme care foloseau imprimante 3D și mă miram că-s ieftină. Deci tipărea și mă miram că-s ieftină. Și unul din ei, primii cu care am vorbit, zice, stați puțin că nu-i totul. Problema nu este imprimanta, problema este scannerul. În asta vrei să copiezi un prototip, un obiect sau vrei să-l faci. De exemplu, era capul lui Beethoven. Era imprimanta care făcea capul lui Beethoven. O statuie care era foarte cunoscută. Zice, problema nu este imprimanta. Problema este scannerul. Trebuie făcute sute și mii de poze ale capului lui Beethoven din toate unghiurile, din puncte, ca să se știe fiecare punct și fiecare detaliu, din mustață, din barbă, nu știu unde e pus. Și după aceea faci programul la imprimantă. Dacă n-ai scanat bine, nu poți imprima bine. Noi dacă nu scanăm bine cuvântul lui Dumnezeu și complexitatea cuvântului lui Dumnezeu stă în pilde. În faptul că un tâlc a fost scanat prin mai multe pilde. A fost văzut din toate unghiurile. A fost pusă problema. Și Domnul Iisus Hristos a fost scanat, să zicem așa, de toți prorocii. A început de la Moise și de la toți prorocii. Asta nu va putea face o icoană 2D niciodată. Și numai cuvintele pot descrie complexitatea stărilor prin care trece un om de la mulțumit de sine și care se aștepta numai la binecuvântări, la un om să fie tot mulțumit de sine, dar prin necazuri. Asta numai crucea Domnului Iisus face și Domnul Iisus răstignit descris de proroci și neînțeles de lume. Și acum, al treilea și acum, mi se topește sufletul în mine și m-au apucat zilele suferinței. Deci descrie starea Domnului Iisus părăsit de Dumnezeu. Cu această pildă trebuie să suprapunem textul de aici. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și lucrurile acestea le-a spus Domnul Iisus. Părăsit de Dumnezeu. Întins pe cruce, în dureri, batjocorit de cei din fața lui, într-o situație mai jos nu se putea. Și totuși au fost oameni în Scriptură care au fost o imagine a lui dinainte. Și ei ar fi trebuit să înțeleagă, chiar și cei care l-au răstignit, că Mesia pe care încă evreii l-așteaptă,
trebuia să sufere. Vine Domnul Iisus și spune cheia, înțelegem? Nu trebuia să sufere Hristosul. Și acum noi care vrem, care să semănăm cu Domnul Iisus și să moștenim cu El și să stăm la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov, vine Dumnezeu și ne zice, tu nu trebuie să suferi? Tu crezi că viața este să te adaptezi la toți bandiții din jurul tău, ca nu cumva să superi vreunul care mă disprețuiește pe mine și cuvântul meu? Să placi lumii care m-a răstignit pe mine? Crezi că dacă vei plăcea lumii care m-a răstignit pe mine, eu te voi lăuda la înviere? Sau vei putea tu să stai să mănânci cu Avram, cu Isaac, cu Iacob și cu toți prorocii care au suferit pentru mine? Este o întrebare a cugetului pe care trebuie să ne-o punem obligatoriu și pe care după ce ne-o punem nouă, avem dreptul să o punem și altor. Pentru că noi vrem o viață slăvită pe pământ. Și dacă se poate, să nu pierdem cerul. Dar slava de pe pământ, nici de cum să nu o pierdem. Cine se gândește să fie lăudat de prieteni? Dacă vedem pe Iov, n-a stat la taclale cu prietenii lui. Să zică, hai, aveți dreptate, nu foarte bine, hai, ajutați-mă să ies din situația asta. Ci este imaginea Domnului Iisus părăsit de Dumnezeu. Imaginea Domnului Iisus de pe cruce. Și acum mi se topește sufletul în mine și m-au apucat zilele suferinței. Noaptea mă pătrunde și îmi smulge oasele. Durerea care mă roade nu încetează. De tăria suferinței, haina își pierde fața. Mi se lipește de trup ca o cămașă. Dumnezeu m-a aruncat în noroi și am ajuns ca sărâna și cenușa. Stric către tine și nu-mi răspunzi. Stau în picioare și nu mă vezi. Ești fără milă împotriva mea. Lupți împotriva mea cu tăria mâinii tale. Mă ridici, îmi dai drumul pe vânt și mă nimicești cu suflarea furtunii. Că știu că mă duci la moarte și în locul unde se întâlnesc toți cei vii. Uitați cum numește Dumnezeu moartea, locul în care se întâlnesc toți cei vii. Congresul oamenilor vii este moartea, locul în care toți cei vii se întâlnesc. Dar cel ce se prăbușește nu își întinde mâinile, e imaginea rugăciunii. Cel în nenorocire nu cere ajutor? Nu plângeam eu pe cel amărât? N-avea inima mea milă de cel lipsit? Mă așteptam la fericire și când colo nenorocirea a venit peste mine. Trăgeam nădejde de lumină și când colo a venit întunericul. În fierb măruntaiele fără încetare. M-au apucat zilele de durere. Umblu înnegrit, dar nu de soare. Mă scol în plină adunare și strig ajutor. Am ajuns frate cu șacalii, tovarăș cu struții. Pielea mi se înnegrește și cade, iar oasele îmi ard și se usucă. Harfa mea s-a prefăcut în instrument de jale și cavalul meu scoate sunete plângătoare. Dacă ați urmărit firul descrierii mele și ați prins asocierea pe care v-am solicitat să o faceți între imaginea Domnului Iisus răstignit și imaginea lui Iov, atunci vă mai solicit ceva, o temă de casă. Să citiți și capitolul 31. Pentru că este o continuare a comparării vieții lui dinainte cu viața de după cruce. Și acest lucru noi îl facem de fiecare dată când Dumnezeu ne solicită și ne cheamă. Noi punem încântat, măi, dacă fac asta, nu-i bine. Și Dumnezeu știe că noi facem asta, pentru că atunci când l-a chemat pe Pavel ca să-l urmeze, prima întrebare pe care i-a pus-o, zice, îți este greu să arunci cu piciorul înapoi într-un țepuș? Duminica trecută am vorbit despre țepuș. Țepușul cu care Iaela l-a omorât pe Sisera. Țepușul care este imaginea Domnului Iisus. Și țepușul care străpunge viața oamenilor, atunci când se hotărăsc să-l urmeze. Acum, asta am vrut să spun și mulțumesc că m-ați ascultat. Dacă rămânem cu imaginea aceasta a Domnului Iisus reprezentată în viața lui Iov, atunci când citim Scriptura, trebuie să suprapunem Iov, Domnul Iisus Hristos și noi și înțelegem mai bine ceea ce spune Apostolul, căci nu vreau să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Amin. Întâmplătarea în gloarea mea prin lume. Gloarea mea prin lume, primiți fii tăi.
Credincios cu
adevărat. El mă face, El mă ține, credincios cu adevărat. Trandafirii în flore, o mare taină în ei se arată. Când trandafirii în flore, toți cei ce așteaptă și iubesc aud un susur îngeresc. Vin prin